It's an early December morning. No one but we are. Iată așa am decorat aseară casa noastră. Da. Am făcut și un vlog. Deja este postat la momentul în care vizionați acest videoclip. Și vreau să spun că a ieșit foarte tare. Cine a văzut, este un bravo și like din partea noastră. Cine nu a văzut, Fuguța, vizionați-l. Este la noi pe canal. Și acum, unde ne ducem, Jasmina? La dentist. La dentist, pentru că Jasmina astăzi îi pun aparat dentar. Da. După cum știți, Jasmina a început să-i repare dinții. Ea acum nu are câțiva ei. Vreo patru, da, Jasmina? Da. Astea. Și așa arată ca o băbuță, dar este un început de proces, pentru că dinții ei erau așa mai strâmbi, pentru că sunt niște dinți foarte puternici și ăștia primii, care îi spunem noi de lapte, nu vreau să cadă. Și acei care sunt mai tari așa de os, vreau să iasă și ăștia nu-i dădeau voie, de asta se strâmbau dinții. Acum i-au scos câțiva dinți, îi pun aparat dentar și ei vor începe să crească drepți și acei de os vor ieși și ei. Și dinții Jasminei vor fi foarte frumoși. Deci eu mi-am cumpărat o cafea. Da. Așa îmi place mie dimineața. Și Jasmina mi-a luat un suc și ciocolata e preferată. Măcar că își face dinții, dar știu că îi place și nu i-a interzis să mănânce ciocolată. De asta și i-am luat. Și ca să înțelegeți ce a făcut Jasmina la dentist, vă explicăm. I-au dat un aparat dentar și ea va trebui de dorit, înainte de culcare, să poarte acest aparat. Să-l pună în gură, să-l țină strâns, chiar și buzile, pentru că așa fixează mai bine. Și astăzi va trebui să-l țină 5 minute, mâine 10, poimâine 15 și tot așa, adăugând câte 5 minute până la 2 ore. Când ajunge la 2 ore, așa și menținem în fiecare zi câte 2 ore. Astfel, dinții ei se vor face drepti. Tăticul trebuie să meargă la antrenament și pentru că nu reușește să mă aducă acasă, eu merg cu el la antrenament. Antrenorul lui tăticul mi-amestecă cupă și eu îl voi face. Tak, amestecăm cât mai tare, da? Cât mai mult. Da. Așa, așa, așa. Așa, așa. Hop. Hop. Hop, hop. Și hop. Poftim, Jasmin. Merci. Gata. Bravo. Oho. Eu așa n-a spot. Acum vrem să mergem la magazin, să luăm niște saci pentru gunoi, așa mari, de vreo 200 de litri, pentru că trebuie să merg să-mi iau roțile de vară de la fosta mașină sau mașina precedentă. Luăm ceva să mâncăm. Da, că nu ne-i foame. Exact. Și mergem mai departe. Ne-am așezat să mâncăm. Nu este mâncarea, să spunem, preferata noastră sau care o mâncăm de obicei, dar pentru că suntem flămânzi și să nu luăm ceva mai uscat,
ne-am gândit să luăm câte un wrap și un panini și sucuri. Foarte bun! Este, este produsul nostru. Nu am terminat toate treburile și acum mergem să spălăm mașina într-o spălătorie automatică. Deci asta este o spălătorie de alt gen. Da. Pentru prima dată venim la așa o spălătorie. Spălătoria la care am fost e super tare. În 7 minute ne-am spălat mașina. Și acum, cu mașina curată, cu sufletul împăcat, mergem spre casă. Aceasta a fost ziua noastră aglomerată. Noi cu Jasmina de dimineață suntem pe drumuri, prin oraș, cu multe treburi. Și acum este aproape orele 4, se înoptează și noi încă nu am ajuns acasă. Dar vouă, dacă v-a plăcut, pentru că noi ne străim pentru voi, ca vouă să fie interesant, dați like la acest videoclip. Like! Și abonați-vă la canal, apăsați butonul acela roșu, pentru noi asta este foarte important. Vă mulțumim pentru vizionare! Pa, pa! Pa, pa!